Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind în România, ridicările etnicilor germani pentru a fi deportați la muncă de reconstrucție în Uniunea Sovietică, așa cum a fost denumită măsura ordonată de Stalin, au început în noaptea de 10 ianuarie 1945. N-au fost cruțați nici sașii din județul Sibiu. Pentru a avea o evidență a celor deportați și a le putea ajuta copiii rămași acasă, episcopul Bisericii Evanghelice CA din România, Friedrich Müller, a rugat preoții să transmită numele enuriașilor plecați în lagărele de muncă. Listele, ca și Biblioteca Conexă și Muzeul Bisericii, sunt adăpostite de Centrul de Dialog și Cultură Friedrich Teutsch. Aici ne aflăm în Arhiva Centrală a Bisericii Evanghelice CA din România. Această arhivă a fost deschisă pentru public în 2004. Pregătirea lui a durat, bineînțeles, mulți ani. Era necesar un astfel de loc de depozitare, sigur, pentru arhivele rămase văduvite în satele Săsești. În anii 90, 91, 92 au plecat foarte mulți enoriași ai bisericii noastre. În sate care înainte aveau vreo 1000 de oameni au rămas poate numai 5 persoane și astfel s-a hotărât ca toate arhivele parohiale să fie adunate în Sibiu. Un lucru important în această arhivă sunt și listele deportării. Cum bine știți, din Transilvania au fost deportați în ianuarie 45 peste 30.000 de persoane aparținătoare bisericii noastre, deci sași evanghelici de confesiune augustană. În cele sate și orașe din care au fost deportați, o comisie a alcătuit liste și aceste liste sunt acum la noi în arhivă. Deportarea a lovit atunci și cei care au fost soldați în armata română. Deci nu s-a făcut nicio diferență, criteriul a fost apartenența la minoritatea germană. Deportările au ajuns, bineînțeles, și în Sibiu. Sibienii nu au fost scutiți, iar fiind o localitate mare și numărul deportaților sași din Sibiu este peste 2000 de persoane. Listele sunt triste, să zicem. Sunt scrise după alfabet, sunt femeile de la 18 ani în sus, bărbații de la 17 ani în sus, deci practic încă copii unii dintre ei, asta mă întristează. Apoi știm că, de exemplu, tinerii băieți care au plecat la 17 ani, au stat 5 ani în deportare, când s-au întors au mai fost pus și în armată, deci 3 ani, deci au pierdut 8 ani din viață fără vina lor. Bineînțeles, după fiecare nume se ascunde o poveste personală, poate tragică, unii au murit în deportare, alții au suferit diferite boli și au fost marcați pentru viața lor. Totuși, cei care au supraviețuit, putem spune, sunt oameni foarte curajoși și puternici. Deci este meritul lor că au supraviețuit așa de bine. Familia au fost despărțite, cei deportați n-au știut când se vor întoarce, dacă se vor întoarce, unde vor sta. Corespondența era foarte dificilă, abia dacă a răzbit o carte poștală să ajungă până în țară. De exemplu, din casa vecină au fost deportați mama și tata și au rămas în locuință singur două fetițe de 2 ani, de 4 ani și vecinii atunci s-au ocupat de ei până au dat de bunici de la țară să se ocupe. Deci deportarea nu i-a privit numai pe cei deportați, dar și comunitatea rămasă în urmă, copiii, bătrâni, care au trecut printr-o perioadă foarte dificilă, absolut fără nicio vină. Au fost amenințate familiile lor că în cazul în care nu se vor prezenta tinerii potriviți pentru muncă,
vor fi luați părinții lor, persoanele vârstnice, și vor fi duse la muncă forțată. Nu li s-a spus că vor fi duși în Uniunea Sovietică. Operațiunea s-a făcut oarecumva asemănător cu ceea ce se va întâmpla în 1951, când se vor face deportările în Bărăgan. Sovieticii aveau de acum o tradiție, pentru că Stalin, încă înainte de sfârșitul războiului, deportase 6 comunități etnice în Asia Centrală pentru vina colectivă de a fi rezistat, de a fi supraviețuit sub administrație germană sau sub administrație românească. Adică pactizaseră cu dușmanul, erau vinovați, i-a strămutat pe toți cu familii, cu copii, fără avut, în locurile cele mai neprimitoare din Uniunea Sovietică. Au fost convocați să se prezinte în școli, în locuri care aveau niște incinte potrivite pentru o populație mai numeroasă. Locurile unde ei au fost convocați erau în apropierea gărilor, în așa fel încât oamenii să nu-i vadă atunci când sunt duși. În momentul în care convoiul a plecat cu căruțele, povestea fiul unuia dintre deportați, copilul mic: m-am dus, m-am repezit la mama ca să o sărut și soldatul a lovit-o cu patul puștii să treacă mai departe, pentru că se dorea evitarea acestor scene care ar fi stârnit, care ar fi înduioșat populația în ansamblu ei și care ar fi putut să ducă la răzvrătire sau ar fi putut să facă să se nască mai multe comentarii, pentru că sovietici în acea perioadă își doreau foarte mult să apară în fața populației românești într-o lumină cât mai favorabilă, cunoscându-se deja de către conducători că România urma a fi sovietizată. Fiecare familie de saș din județul Sibiu are cel puțin un membru deportat. Eu am scos listele și vă pot spune, la Tălmaciu s-au deportat 115 persoane, din care 62 bărbați și 53 femei. Comunitatea atunci, în anul 1940, că din anul acela avem evidența, avea 1010 credincioși, din care 115 persoane au fost deportate, ceea ce înseamnă că au fost 11% care au fost deportați. La Tălmaci au fost 13 persoane din aceste 115 care nu au intrat în vârstă, ceea ce înseamnă 13% din cele deportați. În 14 ianuarie dimineață au venit militar și câte un militar rus și unul român lângă el ca să vorbească cu oamenii. Și au spus repede persoana cu tare să se pregătească, cu haine de iarnă și cu mâncare pe cam 10 zile. Eu, cunoscând ordinul și citind cum era, am citit că acolo scria fiecare persoană deportată poate să ducă bagaje până la 200 de kilograme. Nicăieri nu s-a procedat așa, că s-a spus atât cât puteți duce cu mâna sau în spinare. Dar, de fapt, au mers cu 10 până 20 de kilograme. Unii au fost luate de pe stradă și n-au avut niciun bagaj.
Timaciu, în dialectul săsesc Talmeș, este un oraș situat la o distanță de 18 km de municipiul Sibiu. Copiii celor deportați rememorează și astăzi ridicările părinților, drumul lor infernal către Uniunea Sovietică, care dura săptămâni întregi, sărăcia rușilor și foamea, munca și mai ales dorul de casă. Bunicu și pe lângă bunicu mai era alți oameni, vecini, sași, care au fost chemat seara la consiliu și le da sarcina fiecare o stradă să meargă, să anunțe oamenii care trebuia să fie deportați. Bunicul a avut strada noastră și la început la numărul 1 și noaptea la 2 o vint la noi, o bătut în zid și o înștiințat-o pe mama, fiica lui, să se pregătească pentru 3 zile mâncare și haine calde, că trebuie să fie deportat. Așa o merg și la mătușa și dimineața mama a fost așteptată în fața porții și o dusă la școală. Acolo a stat 2 zile. După 2 zile, în fiecare prima dimineață ne-am dus să vedem ce nu ne-a dat voie, cam 100 de metri până la școală nu mai aveai voie să te apropii. Ne-am dus și în a doua zi, într-adevăr, au fost îmbarcați în camioane și dus la Sibiu. După 2 zile am aflat că trece garnitura cu oamenii spre Brașov. Și ne-am dus la gară, n-am avut voie să așteptăm trenul și am trecut în altă parte, nici acolo și a treia parte, iară, n-am avut voie să stăm. Și am intrat într-o curte unde grădina bătea în linia ferată și acolo am stat vreo 20 de oameni, copii și am văzut cum pleacă trenul în viteză spre Brașov. Oamenii duși în vagoane de vite erau lăsați să coboare în gară, mă refer la drumul pe teritoriul românesc, coborau în gări din România, nu niște gări importante, tocmai pentru ca să nu stârnească curiozitate, dispăreau unu, doi oameni, reușeau să fugă. Și atunci, de pe peronul gării, erau luați la întâmplare unu sau doi oameni, atâția cât reușiseră să fugă, pentru că acela care era comandantul trenului, militarul care comanda trenul, soldații care îl păzeau, trebuiau, atunci când ajungeau în Uniunea Sovietică, să prezinte efectivele complete. Nu conta că aceia erau români, pomeniți dintr-o dată, într-un loc unde nici măcar n-aveau cu cine vorbi, ei nu știau nici limba germană, nu știau nici limba rusă, conta că ei veniseră cu garnitura, cu numărul, cu listele, care la număr corespundeau. Nu interesa numele, ei primiseră un număr. Răspundeau, atunci când se făcea prezența, la numărul respectiv. Primul șoc pe care l-au avut deportații cu populația locală. Când ei au aruncat resturile de mâncare prin gaura pe care o făcuseră în podeaua vagonului și când au observat că acolo apăruse un copil, s-au aruncat pe fereastră și s-au repezit niște femei, niște rusoaice să strângă resturile lor, atunci au dat seama, Dumnezeule, unde vom ajunge noi dacă acești oameni se bat pentru resturile de mâncare pe care noi le aruncăm. Și povestește o fostă deportată, ce am aruncat pe fereastră cojile de pâine care se mucegăiseră în urma călătoriei. Noi nu eram învățați să mâncăm o pâine mucegăită și s-a repezit o femeie să le ia și noi ne-am uitat și ea ne-a făcut semn sugându-și obrajii care și așa erau
foarte sub semnul acela care arăta către noi ca mine, o să ajungeți și voi în scurtă vreme. Acesta a fost primul lor șoc. Sigur că au fost duși la muncile cele mai grele. Au fost duși să lucreze în mină cei mai mulți dintre ei. Au fost duși pe șantiere de construcții. Au fost duși la tăiat de păduri. Și sigur, în timpul campaniilor agricole, au fost duși în agricultură. Când părinții mei au fost deportați în Rusia, a fost tiner, mama avea 18 ani și tata 19 ani. Mama mea a fost deportată 5 ani și tata, la fel, tot 5 ani. Și a fost foarte greu, în ianuarie era frig. Părinții au fost deportați în localitatea Crivaj Rog și cu mai mulți oameni din Tălmaciu. Mama a muncit la colhoz în Rusia și tata, nu știu, nu mi-a povestit. Dar tata a avut un frate și fiindcă a încercat de mai multe ori granița, l-a bătut și a murit unchiul. În lagăr nu avea nici apă să se spele iarna și era foarte mizerabil și o trebuie să-și facă ei paturile și să construiască, să facă. Nu era nimic pentru ei în lagăr. Povestesc că au fost întâmpinați cu foarte multă ostilitate. Este o opinie generală, această ostilitate cu care i-au primit localnicii, mai ales pe aceia care au străbătut în convoi drumul dintre stația de cale ferată unde fuseseră debarcați până la locul de muncă. Femeile, copiii aruncau în ei cu pietre, le strigau lozinci deloc încurajatoare, moarte fascismului și așa mai departe. S-au temut, evident, se gândeau ce li se va întâmpla. Surorile ei, mai avea două surori, o lucrat în mină, și subteran și deasupra. L-a încărcat vagoane. Noaptea, ziua, în schimburi lucra. Au fost repartizați în niște barăci unde au dormit acolo, pe scândură udă și foarte 35 de centimetri pentru o persoană. El a fost repartizat în mină de cărbune unde a stat și a lucrat acolo cu mai mulți din tălmaci. Iar când a început să încerce să scape totuși câțiva oameni bolnavi, el a fost la lucru și n-a apucat să intre în primele transporturi. Când a ajuns, el a fost dus într-un lagăr în Germania Democrată, unde a stat nu știu cât timp și de acolo l-a mutat în alt lagăr și tot așa până când a ajuns în Germania Federală la Landsberg am Lech. Și atunci a fost rău și acolo că după, în urma războiului a fost tot bombardat și tot nici oamenii nu mai aveau, nici ei nu mai aveau. Da? Dar totuși el a început să lucreze la niște oameni mai cum se cade și totuși s-a îmbolnăvit și din martie până în decembrie el a stat la spital, unde în 48, în decembrie, a decedat. Avea vârsta de 22 de ani. Acestea sunt însemnările zilnice ale fratele meu, Carol Schwartz, născut la 9 septembrie 1926 și decedat la 16 decembrie 48. Ultima lui dorință a fost ca această carte cu însemnările zilnice să fie trimisă la părinții lui acasă. Întoarcerea acasă a fost precedată de o operație prin care a căutat să șteargă urmele deportării. Foști deportați povestesc că au trebuit să se dezbrace într-o încăpere,
să-și lase toate obiectele personale. Unii au avut carnețele, alții au avut fotografii. Cu mare greutate au putut fi aduse niște fotografii ascunse, cine știe ce, în ce împrejurări. Fotografiile acestea s-au păstrat mai ales în comunitățile foștilor, în asociațiile foștilor deportați care trăiesc în Germania actualmente. Ei nu știau că România fusese sovietizată atunci când ei s-au întors. Ei nu știau, cei mai mulți dintre ei, că pământurile lor, în absența lor, fuseseră colectivizate foarte repede printre primele colective care s-au făcut în 1949. Nu întâmplător, au fost în comunități dominate de etnici germani. Când ne-a luat casa, ne-a scos hainele pe stradă, aia mi-aduc aminte încă foarte bine, și după aia ne-a, nu știu, a spus vecina acolo la înghețmut, a spus vecina să ne mutăm acolo sau să băgăm numai lucrurile acolo. Și am stat acolo sub cer liber. Pe o parte era o stivă de scândură și, tata, și pe partea cealaltă un șopron unde țineau pentru rumeguș, pentru încălzire. Și tata a acoperit și stăteam acolo. Dormeam acolo, mama gătea acolo. Și mai era și un unchi și o mătușe cu noi acolo. Până când s-a îmbolnăvit sora mea și atunci tata a intrat cu forță în camera asta. Aici era o femeie din Basarabia cu un pui, aia știu precis și nu mai știu, avea și o fetiță sau nu. Și dacă a venit sora mea, i-a dus patul aici, aia a plecat. S-a întors după 5 ani. Pe vară s-a întors și avea tata, și acum mai am, o valiză, și mama avea tot valiză și a venit și cu farfurie din care o mâncat și a zis asta să nu mi-o aruncați, că asta a fost farfurie din care am mâncat zilnic. Și valiza era așa, lată și înaltă și cu capac și avea și cheie de se încuia. Și noi, ca copii, țiu minte, pe valiza aia ne-am tot jucat și ședeam, îl mai drag, ședeam pe valiza aia. După 5 ani, au venit de acasă, toate trei surorile au venit împreună și am așteptat trenul în gară. Și am fugit la o soră, la o mătușă, și am apucat-o și de strâns și am crezut că e mama. Nu știam. No, toate trei împreună acolo, eu m-am dus la... Păi nu-s eu mama ta. Bucurie, odată să aștepți, fără răbdare, ești emoționat, ești... Și când ajunge trenul, vezi că coboară, apoi până pune jos, până... Na. Noi am fost expropiați în 45 și după 5 ani de zile, când o vin mama acasă, noi nu am stat acasă, am stat la o mătușă, în chirie. Și în 1954, am primit curtea și casa înapoi, că bunica s-a înscris în colectiv, așa, și cu ocazia asta am primit casa înapoi. Orașul Avrig, în dialectul săsesc Frec, situat la poalele munților Făgăraș pe Valea Oltului, este martor al cumplitului pogrom rusesc din perioada 1945-1949. La Avric, unde e localitate mult mai mare, Avricul avea atunci o populație peste 4.000 de oameni, iar comunitatea
evanghelică avea numai 354. Din aceste 354 au fost deportați 55, din care 23 bărbați și 32 femei. M-am uitat la vârsta și iată că în mod abuziv s-au deportat 24 din 55 persoane, ceea ce înseamnă 43% celor deportați au fost deportați abuziv, trecând peste ordinul. De ce s-a făcut acest abuz? Se știe numai că instanțele aveau liste și aveau un ordin, numărul listelor trebuie să fie împlinit. Unii s-au mai ascuns, unii n-au fost în localitate, unii au fugit și trecând peste asta au luat și persoane în loc. Asta se poate înțelege, dar nu înțeleg de ce de la început, la Avric, s-au luat 24 de persoane în plus pentru persoane care n-au fost pe listă. Era în ianuarie 1945. M-am născut și am copilărit la Avric, județul Sibiu, pe strada Sașilor. Erau doar 3 familii de români. Prietenele mele erau săsoaice. Învățau la școala germană, de pe aceeași stradă. Eu eram la școala românească. Eram foarte bune prietene, ne jucam împreună. Am trăit un moment groasnic atunci când mamele lor au fost luate și închise la școala nouă, lângă parcul Bruckenthal, lângă castelul Bruckenthal. Am trăit alături de prietenele mele, de bunicile lor, de alți români, scene de-a dreptul apocaliptice. Erau închiși în școala nouă, sași, tineri, tinere, din Avric, din Bradu, comuna vecină. Geamurile erau deschise, se striga de sus, din toate părțile, nume, jos, alte nume se strigau. Era un sunet absolut cutremurător. Nu cred că cineva s-a putut înțelege sau s-au putut descoperi. Erau multe ferestre, erau mulți oameni în stradă. Era o atmosferă pe care n-am putut să o uit. De câte ori mă întâlneam cu vecina mea, revedeam scena pe care am trăit-o, până s-a întors mama ei târziu din Rusia. În vară, spre toamnă, era zonă de munte și deja era frig. Țărani din Avric, prieteni cu sașii, au strâns lână de la oi și au adus la bunica mea să o toarcă. Și cu lâna dată de țăranii români din Avric, s-au făcut de către copii și de către bătrânele săsoaice pulovere, ciorapi de lână și ani de zile le păstrau, peste ani păstrau aceste lucruri pentru generozitatea de care s-au bucurat prietenii lor. La Avric s-au adunat deportați din Valea Hârtibaciului, care trebuiau să veneau cu trenul mic, cu mocăniță, cum se zicea, veneau până la Cornățel, acolo trebuia să coboare și să meargă pe jos până la gara Avric. Asta înseamnă prin comuna Secădate și peste Olt. Era un drum destul de greu. Iarna, noaptea, au mers în coloană
pe drumul acesta ca să fie învagonați în gara Avric. La gară, când i-a îmbarcat, oamenii țipau, foarte departe erau spectatorii, nu i-a lăsat să se apropie de tren, erau foarte departe, țipau. Bănuiesc că erau vagoane de marfă, li se zicea bovagon. Și au fost duși. Au fost duse și fete foarte tinere. A fost dus și un vecin de-al meu, vecinul Andres, care pe urmă s-a spus că avea vârsta la care nu trebuia să-l mai ia, dar probabil nu le-a ieșit la număr și l-au luat și pe el. El, de fapt, a fost primul care s-a întors din Rusia. E ciudat cum nu pot să uit acele țipete, diferite cele de jos față de cele de la geamurile școlii. Nu pot să uit plânsetele copiilor de jos, nu pot să uit disperarea celor de sus. Dădeau și din mâini, asta mi-aduc aminte. Unii erau mai jos, alții erau sus, mulți erau în fiecare fereastră. Cumva cei de jos se bucurau că le-a dat voie să deschidă ferestrele. Chiar recunoșteau că și-au văzut rudele. Eu nu cred că chiar le-au văzut, că era mare înghesuială și jos și sus. Momente foarte triste, foarte, foarte triste. S-a întors întâi cel mai bătrân om, cel care locuia vis-a-vis de noi. Și țin minte că bunica mea povestea că a venit dimineața foarte devreme și a bătut la poarta lor, care era încuiată. În primul moment, familia nu l-a recunoscut. După aia, toată lumea a venit să-l vadă. Mulți au venit bolnavi, femeile au venit foarte afectate, neschimbate. O altă vecină a lăsat acasă doi copii gemeni și un băiețel mai mic. Ăștia între timp au crescut, nu și-au mai recunoscut mama, cel mic. Era schimbată. La Avric, foarte mulți români i-au ajutat pe cei care au rămas. Erau în general bătrâne care își creșteau nepoții, erau tineri care încă nu aveau vârsta de a fi luați, îi ajutau și îi luau să lucreze la câmp, le dădeau alimente. Foarte mulți țărani veneau cu toamna cu cartofi și descărcau la ei, le aduceau foarte multe produse agricole. A fost o solidaritate nu numai cu cei din zonele mai apropiate de strada Sașilor, ci cu tot satul. Românii s-au înțeles foarte bine cu Sașii. Coșmarul pe care l-am trăit eu, străină de ei, dar prietenă cu copiii rămași orfani, de fapt, nu pot să-l uit. Și de câte ori văd un sas care mai trăiește acolo, mi-aduc aminte momentul deportării. Întâlnirile cu prietenele mele săsoaice mi-au amintit ani de zile și chiar și acum acest moment, despre care n-am auzit să se fi petrecut la alte deportări, în alte locuri. La Sibiu, arestările au început în noaptea de 12 spre 13 ianuarie 1945. Printre supraviețuitorii deportării în Uniunea Sovietică, îl regăsim la Sibiu pe Georg Schneider, în vârstă de 90 de ani. Povestea lui, aceeași cu cea a altor mii de persoane deportate în acea perioadă, este foarte tristă și dureroasă. Uh,
A fost greu. Greu și greu. Acum am venit de acolo, dar totuși am fost acasă, barem acasă. Dar de tineretul nu știu nimic, tineretul. Aia care a fost în mine, a fost greu. Bine că au primit un kilogram și 200 de pite, dar greu, muncă grea. Păi n-ai mâncat ca lumea. Într-un iarnă am fost, ne-am bătut gheață pentru cantinele. Vai, mama, batea un vânt, am fugit peste câmp și lag. Să scriu un roman de ce am pățit, pe unde am umblat. Conform datelor înregistrate la Sibiu în ianuarie 1945, au fost predate comandamentului sovietic un număr de 1435 de femei și 1291 de bărbați, în total 2726 de persoane. Tatăl meu a fost deportat din Sibiu în 13 ianuarie, aici peste tot era așa, în orașul Sibiu, în 13 ianuarie s-a făcut acțiunea aceea și au fost adunați tot într-o sală, după două zile au fost învagonați, au mers atunci în altă parte, atunci dâncii au mers tot în Ucraina, dar atunci Uniunea Sovietică era una și nu se vorbea, nimeni nu spunea ucraine. Toată lumea spunea în Rusia. Și localitatea unde mergeau era Stalino, astăzi Donetsk, unde erau și mine de cărbune, dar era și industria mineră unde a lucrat tata și având o muncă necunoscută de el până atunci și foarte cu efort fizic. Tatăl meu era profesor, adică pe vremea aceea era directorul școlii normale, cum se zicea, adică a școlii pedagogice. A lucrat acolo, dar a găsit și alți oameni, tot intelectual, tot la același lucru, trebuiau să ducă vagonete cu cărbune. Și vagonetele acestea n-aveau șine, nu mergeau pe șine, erau numai plăci de beton și erau așa crepături între ele, unde mai intra roata, atunci nu putea să scoată. Adică erau probleme de efort fizic și de tehnica muncii. Acolo a lucrat câteva luni de zile, până când era total epuizat. Nu mai avea putere fizică, mereu cu flământ și cu muncă grea. Nu a rezistat și un grup de mai mulți intelectuali care erau împreună s-au adunat după terminarea războiului, adică în luna iunie 45 s-a făcut un control dacă oamenii rezistă la lucru
și care era bolnav și era pe pericol de moarte, punea la o parte să meargă acasă. Dar dânsii încă nu se duceau. Și ăștia, un grup de oameni benevol, au cerut să lucreze undeva în agricultură, un lucru mai ușor puțin, ca să primească mâncare suficientă. Și mâncarea tot n-a fost suficientă, dar totuși au supraviețuit cumva. Mergeam la mâncare 2 km de la Lagra, acolo au fost tot patronii de pe vremuri unde am fost, Lagra e. Tot eram flământ. Un pic de apă caldă, o ciorbă. Am avut noroc cu pită, 750. Și atunci au început și mulți să moare. Din cauza unor boli, bineînțeles, toată lumea era așa slabă și rău, adică prost rănită, și de aceea au murit foarte mulți oameni și grupul acesta lui, dânsul era și preot, au făcut înmormântările. Am mai spus-o rugăciune la înmormântare, au făcut groapa și au lucrat acolo și astfel am mai cunoscut mai mulți oameni. O femeie care când se întorceau de la o înmormântare, venea o femeie ucraineancă de acolo, care a văzut ce au făcut și a venit din casă cu niște ceapă și a spus: altceva n-am de dat, dar o ceapă. Și el, tata și cu colegii lui tare s-au bucurat și de ceapă și de persoana care s-a gândit la el. În 48, în 26 iunie am venit din Rusia. Din Rusia în România, acasă. M-am dat jos la gară, la Seliște, aparținem de Seliște. Au fost părinții mei la patron acolo, la lucru, la restaurant, au avut o grădină lungă. Și au fost vreo 6-7 inși. Când m-au văzut, m-am luat în brațe. Și eu plângeam și ei. În 49 martie m-am dus la unii doar la fabrică. Acolo am câștigat bani frumoși. Am cumpărat în 6 luni 2 vaci la tatăl meu. În vremea aceea, când a fost acolo și a făcut notițe, nu chiar zilnic, dar așa, din săptămână în săptămână, a făcut 2-3 notițe, mai ales numele celor înmormântați, le-a notat toate și când s-a întors acasă, eram șocat că se dezbrăca și avea o burtă mare ca o femeie gravidă și picioarele iar așa umflate, avea apă. Adică din cauza efortului și a foametei a ieșit fenomenul acesta. Și care aveau fenomenul acesta foarte vizibil, erau trimiși acasă, ca să nu mai moare acolo.
Bineînțeles, da. Atunci, acolo, tata și-a făcut notițe, iar după ce s-a întors, s-a pus la mașina de scris și a scris. Deportarea etnicilor germani din România în Uniunea Sovietică a fost o traumă colectivă. O traumă suportată sub incidența unor vini colective care, din perspectiva noastră actuală, din perspectiva democrată, n-ar trebui să mai existe. Și nu întâmplător, în proiectele acestea de cultivare a memoriei exemplare, proiecte ale Uniunii Europene și ale societăților democrate, sunt resuscitate aceste amintiri în scopul unor învățături pentru ca generațiile actuale să nu mai permită să se întâmple astfel de lucruri, traume cărora le cad victime oameni nevinovați. Pentru cei rămași în viață care au trăit evenimentele blestemate lui ianuarie 1945 sau care le cunosc din povestirile părinților sau bunicilor, deportarea a rămas vie în mintea lor, azi după 73 de ani. Să nu uităm că 75.000 de germani din România au făcut parte din cele 112.400 de persoane deportate din sud-estul Europei în perioada 28 decembrie 1944, 2 februarie 1945, doar din cauza apartenenței lor etnice. Să nu dăm niciodată uitării acele fapte nelegiuite.